Romgaz, compania care este unul dintre cei mai mari producători și furnizori de gaze naturale din România. Știți foarte bine că în perioada curentă avem discuții ample pe tema prețului gazului și a scumpirii acestuia. O să vedem, aici se și vede de altfel, avem o creștere a cifrei de afaceri cu 43%, profitul net a crescut și el cu 52%. Evident, acestea se datorează creșterilor de la gaze. De altă parte, activele circulante au crescut cu 72% ca urmare a creșterii cu 2,4 miliarde lei a numerarului și echivalentelor de numeral. Totodată au crescut creanțele de încasat cu 128% și avem o scădere cu 79% în capitolul alte active financiare. Producția de gaze naturale estimată pentru anul 2021 a fost de 5 miliarde de metri cubi, cu 500 de milioane mai mare decât producția din anul anterior. Cifra de afaceri preliminară pentru anul 2021, în creștere cu 40%, cum spuneam, a fost influențată de următorii factori. Cantitatea de gaze vândute, inclusiv gaze achiziționate spre revânzare, care este cu 12,7% mai mare în 2021 față de 2020. Cifra de afaceri din vânzarea de gaze naturale estimată a fi realizată în anul 2021 este de 5,04 miliarde lei, în creștere cu 52% față de anul anterior. În trimestrul al patrulea din anul 2021, cifra de afaceri din vânzarea de gaze naturale a crescut cu 101% față de trimestrul anterior și cu 17% din punct de vedere cantitativ, respectiv cu 120% comparativ cu T4 2020, cu 15% mai puțin din punct de vedere cantitativ. În activitatea de magazinare se observă în anul 2021 o scădere cu 31% a cifrei de afaceri la nivel de grup ca urmare a diminuării cu 32% a serviciilor de rezervare și cu 31% a serviciilor de injecție. La nivelul de depogaz, scăderea cifrei de afaceri din aceste servicii este de 6%. Cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică a crescut cu 70% față de anul anterior, la o producție în scădere cu 31%. Acest nivel al cifrei de afaceri se datorează prețurilor ridicate practicate pe piețele centralizate pe care activează grupul. În anul 2021 a fost executată garanția de bună execuție aferentă contractului de lucrări, având ca obiect dezvoltarea centralei de la Iernut, încheiat cu Duro Felguera și cu Romelectro, fapt care a generat un venit de 114 milioane lei. Cheltuielile cu redevența petrolieră, inclusiv redevența pentru activitatea de magazinare, au crescut de 3 ori în 2021, în principal ca urmare a creșterii prețului de referință luat în calcul acestei taxe. Impozitul pe veniturile suplimentare a crescut și el în 2021 cu 200%.